1 decembrie 2023, la Cimitirul Eroilor din Mănăstirea Cașin, s-a desfășurat o solemnitate emoționantă dedicată cinstirii eroilor și celebrării Zilei Naționale a României. Ceremonia a început cu intonarea imnului național, iar localnicii, alături de oficialități locale, au adus omagii celor care s-au jertfit pentru libertatea țării. Religioasă, susținută de 3 preoți, a adus un moment de reculegere și comemorare pentru cei care și-au dat viața. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sărăstuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfântul Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Matei, citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție. Să luăm aminte, în vremea aceea au ținut sfat fariseii ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodianii, zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă, ce ți se pare, se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor, arătați-mi banul de dajdie. Iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis: al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei: ale cezarului. Atunci a zis lor: dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind aceasta, s-au minunat și lăsându-L, s-au dus. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român, prin marea Lui unire într-o singură țară românească și creștină, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit, a primit atunci rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire ai învrednicit a le se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește-ne a spori în dreaptă credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii Tăi. Miluiește-ne pe toți de toată reaua întâmplare, dăndu-i-ne de pace și liniște. Dăruiește, Doamne, și dregătorilor noștri Duhul înțelepciunii al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul, revarsă în păstorii sufletești ai poporului Tău Duhul pădării de sine, pe care le-ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli când ne-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară, iar pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și după asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe făuritorii Marii Uniri, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei, a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra țării noastre, în care se preamărește numele Tău. Și ne vrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-Ți aducem, cele prea bune să grăiem și să-Ți cântăm Ție și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă. Că Ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, Ți înălțăm
împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făgătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mari mila Ta, rugăm-ne, Ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, toți care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru casele se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dă, Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul Duhului și-a tot trupul, care-i călcat moarte și pe diavole surpa și de viață numii Tale, însuți, Doamne, odihnește sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași, luptători români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește-le în locul minat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală, au săvârșit cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește-ne și viața și odihna fericiților într-o adormire, eroi! Toți care au căzut pe toate câmpurile de luptă, Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă Ți înălțăm, împreună și Părintelui Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făgătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, roi neamului nostru din veac adormiți, a tuturor eroilor de pe valea aceasta cu tot neamul lor cel adormit, șlefălor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică lor pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică lor pomenire! Lor din neam în neam și din veac în veac și le fălor, Doamne, veșnică pomenire! Hristos a învia din morți, cu moartea premoarte călcând și ceror din morminte viață dăruindu-le. Dumnezeu să ierte, să odihnească cu drepții, să numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și iubitor de oameni. Amin.
lumină. Au mai rostit alocuțiuni preotul Gheorghe Țeleuștean, părintele Turcu, preotul Dan Miloiu, mănăstireanul din Basarabia, membru de onoare al Pro-Basarabia, Constantin Rusanovski, cu un mesaj impresionant, iar din partea școlii gimnaziale Regina Maria Mănăstirea Cașin, profesorul de istorie Ciolacu Larisa, cu un mesaj din partea directorului școlii Iordache Felicia. Seria discursurilor a fost totodată începutul programului artistic și a fost făcut de profesorul Alisa Moraru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, doamna primar, onorată asistentă, asistență iubiți credincioși, ne bucurăm mult să fim împreună astăzi în rugăciune pentru eroii noștri, datorită cărora ne este bine și suntem în pace și în liniște. Și aș vrea să aduc aminte despre ce ne-a învățat Sfântul Apostol Andrei atunci când s-a întâlnit prima dată cu Domnul nostru Iisus Hristos. Auzindu-L pe Sfântul Ioan Botezătorul că Iisus este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, de îndată Andrei, Sfântul Andrei, împreună cu un prieten al său, l-a urmat pe Mântuitor, într-un fel îl urmăreau să vadă unde locuiește, unde va merge. De fapt își doreau să intre în vorbă cu el. Și Domnul Iisus îi sesizează și întreabă ce căutați. Și de aici pleacă dialogul. Doamne, unde locuiești? Vino și vezi, spune Mântuitorul și spune, veniți și vă voi arăta. Din aceasta se vede cum atotputernicul Dumnezeu, care s-a făcut smerit, asemenea nouă, a vrut să intre în legătură cu cei care erau oameni oarecum micuți, neînsemnați. Erau pescari, apostolul Andrei. Și așa și noi astăzi ne-am întâlnit și oameni mari, și oameni mai micuți. Ne-am întâlnit și micuții de la școală și bătrânii, toate vârstele ne-am întâlnit aici. Și este atât de minunat ca oamenii care au, să spunem așa, putere, de la Dumnezeu, bineînțeles, care au posibilitatea să-i ajute pe cei mai mici, pe cei necăjiți, pe toți cei din jurul lor care au această responsabilitate, este minunat să fim oameni al lui Dumnezeu, care facem ceva pentru comunitatea noastră și într-un fel pentru întreaga Românie, așa cum altă dată oameni mari care erau la putere și oamenii care erau în fruntea acolo înaintea pericolului și a gloanțelor, cu toții și-au unit puterea pentru poporul nostru ca să ne fie bine. Personal vă spun și împreună cu părinții, ne bucurăm că în comuna noastră, toți oamenii care au răspundere, care sunt mari, să spunem așa, și care începând, să spunem așa, din toate instituțiile, vedem în școala noastră că toți împreună, profesori și învățători, se străduiesc să ajute pe copii. Apoi, biserica suntem noi împreună, nu doar preoții, ne străduim să avem grijă unii de alții. Cei de la primărie, cu toți împreună, se străduiesc să ajute comunitatea noastră, mai ales atunci când sunt încercări ale unor semeni ale noștri. Și bineînțeles că se poate continua. Sunt nenumărați oameni mari, mici, cu diferite funcții, cu diferite calități, care se întrajutorează unii pe alții și în felul acesta eroi au fost, eroi sunt încă, tot cel care dezinteresat, cu inimă bună și inimă curată, vine în ajutorul semenilor, devine un adevărat erou. Dumnezeu să-i odihnească pe eroi și cu rugăciunile lor că îi se roagă pentru noi, să fim și noi alături unii de alții, să fim eroi, mai ales pentru cei aflați în nevoi. Să fiți cu toții binecuvântați și la mulți ani! Un mesaj extraordinar de frumos. Părinte Turco, ne spuneți câteva cuvinte? Preacucernici părinți, stimată doamnă primar, distinse autorități, dragi mănăstireni, de fiecare dată când pășesc pe ținuturile acestea ale mănăstirii Cașin, mă simt ca acasă, dar de fiecare dată îmi vine în minte acea responsabilitate pe care trebuie să o am atunci când calc pe acest pământ. Pe acest pământ care a fost presărat de sângele eroilor neamului nostru, acest pământ care a fost călcat de către Regina Maria,
de către marele istoric Nicolae Iorga, de către domnitorul Gheorghe Ștefan, împreună cu doamna Safta și de alte mari personalități care au ajutat ca unirea din 1918 să aibă loc. Așadar și noi trebuie să le urmăm exemplu, chiar dacă suntem o țară unită din punct de vedere teritorial, trebuie să fim uniți și din punct de vedere al dragostei noastre unuia față de altul și al dragostei față de poporul nostru creștin român. Așadar, cuvântul meu trebuie să împlinească această idee de unire, de credință, de dragoste și de prietenie pentru a putea da și noi, urmașilor noștri, această țară frumoasă pe care am primit-o de la înaintașii noștri, de la bunicii noștri care au luptat pe aceste câmpuri de luptă și de la toți cei care s-au jertfit pentru țara noastră. La mulți ani, România! La mulți ani, Mănăstireni! Sigur, stimați invitați, onorată asistență, nu vroiam. Mi-am propus ca să mai las de vreo 30 de ani, tot vorbea și la înălțare și la ziua lor. Vreau să mai las și tinerii să mai vorbească, dar dacă totuși am fost invitat. De fapt, ce sărbătorim noi astăzi? Sărbătorim unirea Principatului Transilvaniei, Banatul, Maramureșul și Crișanei, așa cum a proclamat Vasile Goldiș în mare adunare de la Alba Iulia de la 1918, la 1 decembrie, cu celelalte principate în care locuiau români. Deja, dacă mi-aduc bine aminte, nu sunt istoric, în 27 martie, deja Transcarpatia și Bucovina și declarase unirea cu țara, iar în 28 noiembrie și Basarabia făcuse acest lucru. Într-un cuvânt, tot teritoriul în care se trăia și se respira românește și-a dat acordul pentru unirea cu țara. S-au găsit niște oameni al lui Dumnezeu cu inimă mare și cu suflet românesc să ducă la îndeplinire aceste deziderate. De altfel, de-a lungul vremii în istorie, ziua României, ziua Republicii s-a comemorat în diferite timpuri. Pe timpul regalității era 10 mai, după așa zisa insurecție, dar atunci când regele Mihai a întors armele împotriva Germaniei, s-a comemorat la 23 august și iată, după Revoluția din 1989, s-a revenit și din 90 s-a decretat ca zi în care să comemorăm ziua țării, este data de 1 decembrie. Sigur, cred că nu se va mai întâmpla ca să se schimbe această dată și totodată cu această comemorare ne aducem aminte și aducem prin nou de recunoștință celor care și care poate am omis să-i pomenim la ectenea întreită, cea pentru adormiți. Aducem primul de recunoștință eroilor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, dar și celor care au făurit Marea Unire și făuritorilor Marii Uniri, pentru că și ei au dreptul la neuitare. Au fost oameni aleși de Dumnezeu și au fost oameni care au reprezentat poporul. După aceea, și prin tratatul de la Trianon și prin toate celelalte tratate în care această unire a fost recunoscută, au fost și state care nu au recunoscut în funcție de interesele aliaților lor, ne referim la Ungaria, o perioadă România au fost și cei de dincolo de Tisa în România Mare și cei din Banatul Sârbesc și au făcut parte din România Unită, dar s-a convenit ca granițele
să se retragă pe Tisa, așa cum au convenit mai mari acelor vremuri. Mă opresc, rugăm pe Bunul Dumnezeu să ocrotească România, să ocrotească pe români oriunde s-ar afla ei, pentru că avem români foarte, foarte mulți dincolo de granițele țării, care și ei gândesc românește, iubesc România, au plecat doar datorită nevoilor și datorită faptului că poate aveau alte așteptări de la regimurile din 90 încoace, dar rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i aducă acasă integri și din punct de vedere sufletesc, pentru că noi în primul rând păstorim sufletele lor, dar și din punct de vedere al românismului pe care îl au în sânge. Încă o dată vă mulțumim! Primarul a ținut un discurs în care a subliniat importanța păstrării vie a memoriei eroilor și a transmis gânduri de recunoștință pentru jertfa acestora. Preacucernici părinți, stimați invitați, dragi mănăstirieni, ne aflăm astăzi în cimitirul eroilor. Asta pentru că să ne aducem aminte de faptul că suntem astăzi o țară liberă, o țară în care ne putem spune orice și oricum, datorită acestor eroi care și-au dat viața pentru ca România Mare să fie înfăptuită. Despre trecutul istoric al Comunei Mănăstirea Cașin s-a tot vorbit. Noi, cei de aici, știm clar că în istorie noi am însemnat ceva. Dar astăzi, de ziua României, trebuie să vorbim despre noi. Dacă ne uităm la posturile de televiziune, și asta îmi place să văd. Îmi place să văd români care au reușit. Români care nu-și fac de râs nici țara, nici poporul. Deci faptele noastre pot ridica România. Nu vorbele. Vorbele, spunem, așa cum am spus, orice și oricând. Ideea e să simțim ceea ce facem, să simțim românește, că de fapt noi suntem România, noi ridicăm România prin faptele noastre și trebuie să ne rugăm la Bunul Dumnezeu, să avem pace, să vedem ce e în lumea largă. Ideea e să fim lăsați să trăim în liniște și în pace. Astăzi am spus să vorbim despre noi, vorbim despre școala noastră din Mănăstirea Cașin, care ne face cinste. Ne face cinste prin faptul că inspiră acestor copii mândria de mănăstirean. Și o să vedeți în ani, sunt atâtea activități prin care cadrele noastre didactice prezintă istoricul comunei noastre, făcându-i mândri de noi. Astăzi să vorbim despre părinții noștri, preacucernici părinți. Ați reușit să umpleți bisericile zi de sărbătoare, zi de duminică. Oamenii noștri sunt alături de dumneavoastră și ați făcut pentru noi, comunitatea Mănăstirea Cașin, lucruri minunate. Aveți grijă de noi, aveți grijă de spiritul religios care nu trebuie să moară din sufletele noastre. Ce să spun? Primăria, prin autoritatea locală, încearcă să vină în sprijinul comunității așa cum poate ea, mai mult sau mai puțin. Vremurile sunt așa cum sunt, dar important este să fim aici alături de fiecare mănăstirean. Așadar, nu-mi rămâne decât să spun, să fim sănătoși, să putem să le ducem pe toate și să facem cât mai multe fapte bune. La mulți ani România, la mulți ani mănăstire. Din partea școlii avem doamna director Iordache Felicea, a trebuit să plece undeva, așa că transmite un mesaj din partea școlii. Dragi români, 1 decembrie ne oferă prilejul să onorăm o pagină ilustră din istoria noastră. Astăzi este fără îndoială ziua în care ne dorim să uităm pentru o clipă vacarmul vieții cotidiene și să dedicăm un gând de recunoștință celor care au trecut peste orice diferență politică sau personală și au ales unitatea ca destin al României.
Este ziua în care sărbătorim curajul celor care au luptat și s-au sacrificat pentru reîntregirea României și au păstrării unității naționale. În fiecare an, 1 decembrie, ne aduce aminte de cea mai importantă lecție de istorie, Marea Unire de la 1918. Primul pas spre Marea Unire l-a reprezentat Mica Unire, din 24 ianuarie 1859, realizată de Alexandru Ioan Cuza. A urmat dobândirea independenței față de Imperiul Otoman, apoi totul a culminat cu unirea tuturor provinciilor românești într-un singur stat. Basarabia a fost prima provincie românească care s-a unit cu România. La 24 ianuarie 1918, Basarabia și-a proclamat independența, urmând ca la data de 27 martie 1918 sfatul țării să adopte cu majoritate de voturi unirea Basarabiei cu România. La 28 noiembrie 1918 a avut loc al doilea mare eveniment al procesului de reîntregire națională, și anume unirea Bucovinei cu România, hotărâre luată de Congresul General al Bucovinei, ce votează în unanimitate, citez, unirea necondiționată și pe veci a Bucovinei cu regatul României. Închei citatul. A urmat apoi convocarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, considerată decisivă pentru unitatea națională a tuturor românilor. Astfel, cei peste 100.000 de participanți la adunarea națională de la Alba Iulia, adunați pe câmpul lui Horea, au aprobat, citez, cu aclamații entuziaste, hotărârea de unire necondiționată și pentru totdeauna a Transilvaniei cu România. Închei citatul. Anii ce s-au scurs de la Marea Unire până în prezent nu au fost simpli, dar au dovedit că suntem un popor demn și că idealurile noastre se înfăptuiesc doar cu demnitate și responsabilitate. Această determinare eu cred că există și astăzi, iar implicarea noastră a tuturor românilor în momentele decisive poate face diferența, așa cum trecutul ne-a demonstrat-o cu atâtea ocazii. La mulți ani români, la mulți ani România! Dragi copii, iertați-ne încă un minuțel, avem lângă noi un mare patriot, pe domnul Rusanovski, care este un activist al unirii României cu Basarabia, și îl rugăm să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc. Doamnă profesor de istorie, pentru că istoria este cea mai frumoasă poveste din totdeauna, eu am adus pentru școala dumneavoastră povestea unui streag tricolor. Cred că este compatibil cu ziua de astăzi și câteva recomandări pentru copii, pentru generația următoare, care va trebui să facă ceea ce noi, ăștia mai în vârstă, de al de mine, n-am făcut până acum, nu din neputință, nu din nedorință, din imposibilitatea care ne-a oferit-o tot istoria, cea care nu se poate schimba, dar în schimb putem învăța ceva de la ea. Și ce anume să învățăm de la istorie? Să ne cinstim limba, să cinstim pământul nașterii, să cinstim strămoșii și în primul rând simbolul neamului nostru, tricolorul, soarele nostru, cel roșu, galben și albastru. Din toată inima celor care sunt aici și care sunteți urmașii urmașilor noștri, vă rog să aveți în vedere că nu te poți numi patriot dacă nu simți și nu faci ceea ce am spus eu un pic mai înainte. Și următorul atribut, ca să zic așa, este la patriotism, este unionismul. Să vă rămână în minte pentru totdeauna, de acum încolo, până veți fi maturi, că țara aceasta trebuie adusă înapoi, întreagă, trebuie să devină întreagă, să nu mai fie ciungă. Iertați-mă expresia neacademică, dar nu este a mea, este un poet care a scris o poezie care se chema, pe vremea când eram eu tinerel, Mihai Vodă cel Ciung. Și e vorba de Mihai Viteazul și se referea la faptul că lipsesc din trupul țării câteva bucățele, câteva fâșii. Trebuie să aduse înapoi, că atunci ne vom numi
oameni și o țară va fi întreagă, pentru că o merită Hristosință românul, românismul și limba română. Nu uitați, dacă nu cunoașteți strămoșii, istoria strămoșilor, sunteți ca niște copii care nu vă cunoașteți părinții. Foarte grav. Iar pentru sfârșit, ce să vă pot spune? Ocrotește-i, Doamne, pe români și adună-i! Ăsta e ultimul cuvânt. Adună-i, adică unește-i din nou cum au fost și cum ar trebui să fie. Vă mulțumesc! Bravo, Emil! Aici am câteva recomandări, mi-am primit. În primul rând să știți că nu mi-aparține, este povestea unui steag scrisă de un oarecare diacon. Eu l-am căpătat tot în împrejur de genul ăsta. Și am zis și eu aici, cu ocazia împlinirii 105 ani de la întregirea României, doresc tinerilor, liniuță, viitoarea generație, succes în lupta pentru întregirea țării noastre, România, 1 decembrie. Iar patriotismul se exprimă prin iubirea și respectul pentru ce le-am spus eu un pic mai înainte. Voi sunteți, veți fi, vă angajați să fiți unioniști? Da! Mulțumesc! Eu sunt, să știți, și vă susțin. Vă mulțumesc! Mulțumim! Doamna Alisa Moraru. Bună ziua! Noi venim astăzi ca reprezentanți ai Școlii Gimnaziale Regina Maria, iar activitatea de astăzi este o continuare a celor desfășurate miercuri la nivelul ambelor școli din comună. Datoria noastră a tuturor, adulți, este aceea de a face copiilor acestora o viață mai bună, copiilor din comuna noastră, copiilor din țara noastră, și să păstrăm vie amintirea celor care au pus umărul la constituirea acestei țări, datorită cărora noi putem fi astăzi aici. Mulțumesc! La mulți ani tuturor! Elevii Școlii Gimnaziale Regina Maria au susținut un program artistic în memoria eroilor, aducând astfel un omagiu plin de respect și recunoștință. România, la mulți ani! România, la mulți ani! La mulți ani, ești țara străbunilor mei! La mulți ani, îți binecuvântez limba frumoasă! La mulți ani, la mulți ani, că șoptezi cu durere, rugă eroilor tău! Răscând cu plăcere, doina zdoioasă! Cred în destinul tău. Știu că va veni o vreme în care pot demonstra ce bun român sunt și eu. Că-ți cunosc poeții și pe creangă povestitori. La mulți ani, România. Îți iubesc Carpați și Dunărea și Marea și vrem să trăim ca frați. România e patria mea, pictată frumos de Grigorescu, Lucian Tonit. România e patria mea, vreau să fiu vreme să mă mândresc cu ea. Cum pe țară, sunt român, la mulți ani, România. România, la mulți ani! Se pare marea noastră sărbătoare. Să o întâmpinăm ar trebui frumos, dar cum să facem oare? Să nu uităm sărbătorim unirea noastră a tuturor românilor ce glăsim în grai de doină și de dor. Ființă unică de neam, născut din dacii din romani, s-a regăsit pe același ran după o lungă amardean. Vițușiri sfânt de bătălii, purtate de românii eroi, să o elibera stăpâne glii, să vețuim în pace noi. În amintirea jertfei lor, să revedem cu inimi vii istoria românilor. Ce spuneți? Sunteți de acord? Da! Și să nu îndrăznești să mor ca un erou, că-ți rup oasele! Dea și drept am fost, eu, Decebal, puternic rege. Nici când eu n-am răbdat vreo fără de lege. Stindardul dac, un cap de lup, eu dâns l-am fluturat și neînfricat l-am înfruntat pe-al Romei mare împărat. El, Decebal, de două ori m-am înfruntat în marea bătălie din 101-102. Soldații Romei au fost forțați să plece înapoi. Armate maestoase, cu mult mai întărite, au revenit apoi în 105-106 și Dacia a devenit traiană, provincia romană dunăreană. Istoria nu se încheie aici, pe Mihai Viteazul cu siguranță știți. Eu însă m-am unit cele trei țări într-una, eu viața mea am primejduit, refăcând Dacia străbună. De aceea înveți să țineți minte, măreață faptă de unire, pe alba fiind cetatea care ne-a dat dreptul la fericire. Ara Ardealului! Moldova s-a unit cu țara românească și toți românii au visat să crească, să fie a lor țara mare și frumoasă, iar cuza Domnului să o crotească. Eu,
Alexandru Ioan Cuza, domnitor, am făurit un stat înfloritor. Prefigurând independența, am pus pe temeliile de piatră România. Am pregătit-o pentru viitor, ca timpul să devină prin oameni biruitor. La Alba Iulia români, din vatra noastră din Ardeal, strigau: trăiască România, din zeci de piepturi triumfal. Unirea a început în Basarabia. Revoluția rusească a deșteptat aici sentimentul național al românilor, care au simțit că este momentul să scape de ocupația rusă. Basarabenii au înființat la 3 aprilie 1917 Partidul Național Moldovenesc. 6 luni mai târziu a fost proclamată autonomia provinciei, devenită apoi Republica Democratică Moldovenească. Un cântec istoric ne aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă, bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române carpații, la arme cu frunze și flori. Ne așteaptă izbânda, ne așteaptă și frații cu inima la trecător. Ne așteaptă izbânda, ne așteaptă și frații cu inima la trecător. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, deja e numai noi. Sărută-ți copile, părinții și frații și apoi să mergem la război. Săbitătura, unirea divină, spalba cu toții vorea. Toți oamenii țării semnau întregirea voința întregului neam. Toți oamenii țării semnau întregirea voința întregului neam. Toți eram regimente române, Moldova, Muntenia, Ardea. Firească unire cu patria bună ne-a fost cel mai lepid de an. Firească unire cu patria bună ne-a fost cel mai lepid de an. Și iată marea împlinire a visului din totdeauna. La 1 decembrie chemarea, ferbintea, sfânta și străbuna. Noi vrem să ne unim cu țara, aduce în iarnă primăvara, iar iarna oropsirii noastre se stinse în fine de sub astre. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele, frumoasă țară care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-a cunoscut toate, frumoasă țară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veșnic împrejugată, fii tu mare și plină de cinste, să ai veșnic fanică prin națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută. Anii chiar 100, marea unire nu se uită, că s-a strigat cu voce tare, trăiască România mare. Că s-a strigat cu voce tare, trăiască România mare. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, viva să trăiască. 918, ia unii pe toți, pe muntem, pe moldoveni și bravi noștri moți. Vedeau la Alba rând pe rând și toți aveau același gând, să se unească frați cu frați, cu toți românii din Carpați. Să se unească frați cu frați, cu toți românii din Carpați. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, viva să trăiască.
12 i-au unit pe toți, pe puteri, pe moldoveni și bravii noștri morți. Azi România, țara ei votare, se îmbracă în straile de sărbătoare și își cinstește bravii eroi, de un secol îi cinstim și noi. Și își cinstește bravii eroi, de un secol îi cinstim și noi. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, viva să trăiască! 918 i-a unit pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri morți. Sub coroana României s-a făcut unirea și aducem armatei noastre toată prețuirea. N-avem cum schimba istoria, trebuie să știm pentru cine suntem azi, că toți să mulțumim! Mulțumim din suflet, dragi copii, că astăzi ați fost aici, ați fost atât de frumoși și minunați. Învăzându-vă și îmbrăcați în straile noastre populare din zonă, sunteți extraordinari. Este cel mai frumos eveniment al zilei de astăzi, nu-i așa, să-i aplaudăm? Mulțumim, doamna profesoară, sunteți extraordinar. Dumneavoastră întotdeauna a reușit să pregătiți niște momente superbe. Mulțumim frumos! Mulțumim din suflet. Da, știu, i-am rugat să ne ajute astăzi și vă mulțumim din suflet, dragi tineri mănăstireni, care faceți lucruri minunate. Despre asta trebuia să vorbeam și în discursul meu, despre fiecare mănăstirean care pleacă undeva și reușește să facă lucruri minunate, făcând cinste zonei din care vine. Mănăstirea Cașin merită tot ceea ce facem noi astăzi. Cu 20 de ani erau aici. Da. Știm. Mulțumim din suflet. Domnule, observ că vă uitați spre mine, sunt convinsă că doriți să spuneți câteva cuvinte. Nu știm cine sunteți, dar poate vă prezentați. Vă mulțumim tare mult, doamna primar. Numele meu este Ichim, sunt de la Bacău, președintele PNCCD. Sunt astăzi pentru prima dată în comuna dumneavoastră. Sunt profund impresionat de modul în care ați reușit să, ca împreună cu mănăstirenii, ca așa văd că îi numiți, ați reușit să marcați acest moment. Cred că sunt multe comune în care este liniștea de plină. Aici este bine că la acest monument al eroilor s-a făcut pomenirea de către preoții bisericii, pomenirea eroilor neamului și a făuritorilor Marii Uniri. Suntem de asemenea plăcut impresionați despre rolul pe care l-are școala în această comună. Copilașii au stat și bine că n-a fost foarte mare frig, dar în ținuta lor și apreciem, rugăm pe Dumnezeu să le dea sănătate. Este ziua de sărbătoare, ziua României, nu lungesc cuvântul, într-un minut termin, două maxim. Vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați dat posibilitatea să rostesc câteva cuvinte care nu le spun doar pentru mine, ci și pentru zări, pentru cei care au fost înainte și sunt în înălțimile cerești. Noi aducem omagiu și căutăm să urmăm pilda înaintașilor noștri și dacă ei au înțeles, indiferent că erau ortodoxi, că erau catolici, că erau diferite confesiuni, diferite, iubeau anumite politici, trebuie să fim uniți. Ei au lăsat deoparte totul, toate diferendele, toate certurile și au arătat că unirea este cea care face totul. Deci va trebui să fim uniți, pentru că numai uniți vom avea grijă de popor. Ați văzut cum se spunea rugăciunea preoților, dă Doamne celor care e rânduit să ne conducă înțelepciune și dragoste față de popor. Rugăm pe Dumnezeu să dăruiască viață veșnică României, să dăruiască românilor sănătate, prosperitate, unire, uniți români, uniți suntem puternici. Diferendele nu sunt între noi, sunt în celelalte state care doresc să facă. Domnul profesor spunea, istoricul nostru spunea foarte bine despre Republica Moldova, este mai greu, dar cu dorință se poate, pentru că s-au făcut tratatele astea, n-ai voie să iei teritoriile, dar noi unirea o avem, unitate în diversitate. Mulți ani români, mulți ani tuturor, felicitări, văd că aveți și suntem și cu o coroană de flori, cu steaguri tricolore, cu eșarfe, aducem omagiul nostru eroilor neamului, aducem omagiul celor oamenilor de cinste din societatea aceasta și dorim ca pe măsură ce trece timpul să vedem că suntem tot mai uniți și tot mai buni. Doamne ajută tuturor! La mulți ani! La
La mulți ani! Primarul, viceprimarul și consilierii locali au depus coroane de flori la mormintele dedicate eroilor căzuți. Această zi specială a fost marcată de participarea activă a comunității locale, reconfirmând unitatea și respectul față de cei care au luptat pentru țară. La mulți ani România, la mulți ani Mănăstirea Cașin!